Pentru fanii mărci și nu numai, vreau să prezint astăzi un firăstrău sabie cu acumulator de la firma pe care o vedeți și o știți. Eu l-am luat în principiu pentru livadă, pentru a tăia crengile, dar puteți tăia, cum am văzut și cum v-am arătat și în demo care a atașat mai după această prezentare scurtă. Și metal foarte, foarte ușor. Na, el vine cu două pânze cu care l-am încercat. Asta este pentru lemn. Am testat-o. Și asta este pentru metal. Acum, calitatea nu e cea mai bună. Se uzează relativ repede. Uite, deja are și știrbitori și n-am tăiat extraordinar de mult. Am tăiat, în principiu, cornier. Ați văzut, o să vedeți imediat. Ce să zic, e primul produs de la Parkside din seria neagră, brushless, adică motor fără perii cu durabilitate mai mare. După cum vedeți aici pe acumulator, cel de 4A care l-am eu, singurul de 4A. Aparatul arată cam așa. Se clipsează foarte simplu pânza în față prin rotirea acestui blocator. Și practic nu există direcție pentru că nu e mașină de gorit. Are piedică sau blocare care poate fi aici sau aici, depinde pe ce mână vii mai la îndemână, vedeți, se mișcă. Și turația. Apeși încet, e foarte greu să găsești o turație foarte, foarte lentă, dar dacă te joci un pic cu el, poți. Și după care, pe maxim, ați văzut cum merge. Astea sunt specificațiile lui. 20V 3000 de newton. Parkside, Neckarsulm, Germany, etc. Bătaia 22 de mm, brushless și, cum v-am spus, sau poate nu v-am spus încă, are și lanterna în față. Nu știu cât de mult vă ajută, LED-ul ăsta de aici de sus este lanterna. Acum, sincer să fiu, părerea mea că ar merita undeva la 300 de lei cu cât l-am cumpărat eu. Ținând cont că poți să tai lemn, metal, becea, nu știu, cărămidă, deci efectiv depinde de imaginația fiecăruia. Și cam, da, e portabil, e ok, na, ce să zic, cred că îl pot recomanda până acum. Da, eu mai am o drujbă electrică pentru lemn, evident, nu am folosit-o foarte mult, dar bine, dacă aveți de tăiat mai mult, gen tăiat un pomișor și după aceea mărunțit, nu o să stai cu firezul pentru că nu are niciun sens. Dar dacă ai de livadă de pomi sau chiar crenguți, așa, nu știu, cât, două, trei degete, poți să folosești asta și e mult mai convenabil și portabil. Cam atât deocamdată. Multă sănătate și spor să aveți! O mică probă de lucru pentru firăstrău sabie de la Parkside cu acumulator de 4A. Încerc să tai niște cornier. Iată, dragilor, fan Parkside și nu doar, nici nu am apucat să încarc filmul cu scurtul unboxing sau prezentarea firăstrului sabie, ce-l vedeți aici. Am mai încercat să mai tai niște corniere nu foarte groase și până aici am reușit. Minunăția s-a defectat. Ia uite-l aici. Am vrut să fac niște suporți și nu mai funcționează. Aprinde LED-ul. Și atât, e blocat. Deci, părerea mea proprie și personală, cine vrea scule cât de cât calitativ, Parkside este un brand Lidl. L-au promovat, a ajuns chiar să concureze firme consacrate, ceea ce mie personal mi se pare absurd. Dar uite că românul cumpără, na, încă un drum la Lidl, din păcate. Nu știu dacă mai cumpără chestia asta, pentru că nu prea mai am încredere în ea. Poate să cer să-mi dea bani înapoi și asta este. Deci,
LED-ul se aprinde, el e blocat. Din păcate, experiență neplăcută cu Parkside. Toate bune, aveți grijă de voi. Revin cu update. După ce am terminat de filmat și n-a mai funcționat Parkside-ul, am fost în magazin Arad. Procedura de returi foarte simplă, mi-a dat alta paranou, după cum se vede. Asta e bateria cea mea de 4A, încărcată full, nici nu are uzură, lamele, după cum se văd, nici nu am apucat să le folosesc. Și ghisce, aceeași problemă, sunetul este ăsta. Atât. Se aprinde în față LED-ul. Auziți păcănitul? Și evident că nici asta nu merge. No notes. Se aude, da? Ca și cum vrea să pornească. Deci foarte, foarte dezamăgit. Cam atât. Parkside.